Vă întâmpin cu multă bucurie aici la Asimetric. De data aceasta ne apucăm de un subiect care s-ar putea să ne placă, s-ar putea să nu ne placă, pentru că cred că va impune un pic de introspecție în viața fiecăreia și dacă ar fi să-i dăm un titlu emisiunii de data aceasta, titlul ar fi Când Dumnezeu spune nu. Și pentru asta am invitat două super doamne cu care de-abia aștept să povestesc, Simona și Anita. Bun venit! Bine te-am găsit! Hai să ne apucăm! Hai să ne apucăm de o conversație un pic mai delicată. Pentru că atunci când ne rugăm poate cu ardoare, când ne rugăm cu foarte multă sinceritate, când ne dăm tot sufletul acolo și Dumnezeu spune nu. Și cred că discuția noastră am putea să începem de la a încerca să vedem de ce ne refuză Dumnezeu, de ce ne spune nu. Adică suntem copiii Lui, nu? Dacă venim și cerem ceva și cerem cu toată inima și cerem lucruri bune, de ce Dumnezeu ne refuză? Hai să apucăm discuția noastră de aici. Cine vrea să spargă gheața? Când m-a sunat Anita să îmi spună despre misiunea asta și mi-a spus titlul Când Dumnezeu spune, nu m-am regăsit pe mine total. Și ca și copil al lui Dumnezeu avem impresia că dacă mă numesc fiică de rege și fiică de Dumnezeu, automat trebuie să le primesc toate așa. Și aveam impresia că Dumnezeu e dator doar să-mi dea. Adică dacă eu mă duc la biserică, ajut săracii, fac zeciuială și fac, mă rog, de două ori pe zi, de trei ori pe zi, postesc, automat Dumnezeu mi este dator mie să-mi dea toate lucrurile pe care eu îi le cer. Și recunosc că a fost o perioadă din viața mea în care Dumnezeu, da, într-adevăr, mi-a dat lucrurile pentru care m-am rugat și pe care i le-am cerut. Dar a fost un moment în care Dumnezeu a spus nu. Până cum, aici. Cum a fost momentul ăla? Prima dată am fost ca un copil răsfățat, ca un copil răzgâiat care te duci la supermarket, îi spui nu, îți cumpăr chestia asta și el începe să te tăvălească pe jos. Asta a fost prima mea reacție, dar după mi-am dat seama că nu e atitudinea potrivită și nu-ul pe care Dumnezeu mi l-a spus a fost ca o frână în viața mea și s-a numit cancer. Și am învățat să primesc acest nu ca un dar din partea lui Dumnezeu și am realizat că Dumnezeu spune nu de multe ori atunci când ne iubește. Cum este, că presupun că ai cerut sănătate și ai cerut vindecare, cum este să ceri și poate să nu primești atunci când ceri? Sau poate să, că Dumnezeu te-a lăsat să parcurgi un drum de suferință și cât poți tu, cred că ne-ar prinde bine să auzim un pic din povestea ta. Când am fost diagnosticată cu cancer, mi-am dat seama că trebuie să văd în cine îmi pun încrederea și am întrebat un medic care este pronosticul meu, care sunt șansele pentru forma de cancer pe care o aveam. Și am întrebat un medic, mi s-a spus o părere, am întrebat al doilea, mi s-a spus a doua părere, al treilea medic, altă opinie, evident. Și atunci mi-am dat seama că doar Dumnezeu este cel care nu se schimbă și n-ar trebui să mai întreb pe orizontală, ci să-mi schimb direcția, să întreb pe verticală. Și Dumnezeu a fost acolo și mi-a răspuns chiar și atunci când nu meritam și mi-a vorbit prin Isaia 41:10, nu te teme, căci eu sunt cu tine. Și mi-a luat mult timp să înțeleg, mi-a luat câteva luni de boală să înțeleg că dacă Dumnezeu mi-a spus să nu mă tem și că El este cu mine, eu trebuie să am răbdare. Și până am primit acel da al vindecării de la El, a fost o perioadă destul de lungă de anxietate, de frici, de temeri, dar am mers prin credință și mi-am dat seama că acel nu al lui Dumnezeu a lucrat foarte multă răbdare în inima mea, o îndelungă răbdare și m-am bucurat pentru chestia asta. Nu știu la ce perioadă sau etapă te referi, dar sunt curioasă apropo de viața de rugăciune și de lucrurile pe care le cerem lui Dumnezeu și pe care uneori le primim sau alteori nu le primim sau le primim sub forme pe care nu le așteptăm.
Cum a arătat viața ta din punctul ăsta de vedere când ai avut parte de recidivă? Mi s-a zdruncinat din nou pământul de sub picioare. În ideea în care după primele cure de chimioterapie, după ce am fost remisă, eu m-am dus la biserică să-i mulțumesc Domnului că m-a vindecat. Eu deja eram plină de credință, Dumnezeu m-a vindecat, lucrurile sunt rezolvate, pot să reiau viața de acolo de unde am lăsat-o. Și am reluat viața de unde am lăsat-o, a început o perioadă de recuperare și după 5 luni de perioada de recuperare am avut parte de recidiva de la creier, dar mi-am dat seama că toate lucrurile sunt în grija lui Dumnezeu și mi-am dat seama din prima experiență pe care am avut-o că trebuie să-i încredințez viața în mâna lui. El decide dacă da, mai trăiesc sau nu, nu mai trăiesc și îngrijorările nu mi-ar fi făcut decât mai mult rău și atunci mi-am dat seama că pe brațul lui trebuie să rămân. Da, Simone, dragă, vreau numai să-i spun și eu, Simone, că într-adevăr atunci când m-am gândit la această temă, am avut în minte tocmai aceste cuvinte, da, Dumnezeu spune nu odată. Apoi, știindu-i povestea, mai spune odată nu. Dar într-un final Dumnezeu spune da. Și când spune Dumnezeu da, acolo este viață. Și referitor la ceea ce ai spus tu, că da, ți-a oferit ceva poate care n-ai fi căpătat în mod natural, acea răbdare, poate supranaturală, acea îndelungă răbdare care a lucrat-o în tine. Dumnezeu când ne spune nu rugăciunile și, sau când ne refuză ceva, nu ne lasă niciodată singuri în primul rând. Eu cred că fiecare dintre noi am experimentat acest lucru în momentul în care nu ai primit răspunsul afirmativ la rugăciunea ta după ce te-ai rugat și după ce ai înțeles. Ca și David, după ce a primit răspunsul nu, fiul tău nu va trăi. S-a ridicat, s-a spălat și atitudinea lui a fost bine, Doamne, bun. Ce vrei să fac acum? Uite, asta. Nu ne lasă niciodată singuri. Ne călăuzește mai departe pentru următorul pas, pentru următoarea slujire, pentru următorul episod din viața noastră, pe care trebuie să îl parcurgem cu noua lucrare pe care a făcut Dumnezeu în noi. Cu noile valori. Și Simona, tu ne poți spune cum a fost viața după cancer și ce minunat a lucrat Dumnezeu în viața ta după ce ți-a spus nu și într-un final a spus da. Mi-amintesc că am realizat un lucru extrem de important, că Dumnezeu trebuie să crească în noi și noi să ne micșorăm mai mult și în momentul în care îți dai seama cât de mic ești, cât de puțin contezi și când îți dai seama că viața ta pur și simplu atârnă de un fir de păr la propriu, nu ai nicio certitudine a zilei de mâine. Și mi-am dat seama că nu Dumnezeu trebuie să se plieze după voia mea, ci eu trebuie să mă pliez după voia Lui. Eu trebuie să mă aseamăn mai mult Lui. Pentru că eu aveam impresia că Dumnezeu cumva mi este dator, că facem un troc cu Dumnezeu. Ok, eu îmi fac partea mea, fac, cum spuneam la început, mă duc la biserică, zecial, ajung săracii, postesc, mă rog, citesc din Biblie, deja partea mea este făcută. Și cumva puneam, Doamne, eu am semnat un contract prin faptul că m-am pocăit, eu am semnat un contract cu tine și acum tu doar trebuie să-mi dai și numai lucruri bune. Nu trebuie să-mi dai. Și vezi, aici cred că este cheia, pentru că, da, pe de-o parte, cred că ne comportăm cu Dumnezeu așa ca și cum vorba ta, avem un contract, pe de altă parte, pentru că știm că este un Dumnezeu bun, este un Dumnezeu plin de dragoste, este dragoste. Nu, de ce ar spune nu copiilor săi? Sau de ce i-ar refuza cu atât mai mult când cer sănătate? Adică nu e ca și cum cer ceva irațional, nepotrivit, poate nici măcar nu cer cu acel gând rău de a risipi, ci cer din toată inima ceva, nu în uitată bun. Și atunci cred că acolo ne blocăm noi, pentru că nu vedem legătura dintre cum un tată bun poate să lase
niște răspunsuri negative sau poate să dea niște răspunsuri negative. Și mi-a plăcut foarte mult, Simona, cum ai construit tu ideea asta că, uite, Dumnezeu ne refuză pentru ca El să crească și noi să ne micșurăm, pentru ca noi să ne conformăm cu voia Lui și noi să devenim mai asemenea Lui. Auzisem o chestie la un moment dat despre copiii care vin pe lume, ei deja știu să facă răul. Și noi trebuie să învățăm să facă binele și pentru mine a fost ca un restart la viață, ca o renaștere, ca și cum Dumnezeu mi-a spus, nu, tot ce ai făcut până acum nu este bine, trebuie să te învăț să faci bine. Binele pe care îl credeai tu că este în regulă, de fapt era rău. Anita, care e povestea ta? Că și tu ai o bucățică de poveste cu experiența asta când Dumnezeu îți spune nu, când Dumnezeu te refuză. Cum te-a refuzat pe tine Dumnezeu? Eu mulțumesc Domnului că m-a refuzat. În atâtea rugăciuni cerem și nu cerem cu înțelepciune. Nu pentru că sunt lucruri rele, ci pentru că Dumnezeu probabil că are alt plan cu noi și probabil că ne vrea altfel, în primul rând, schimbați și în alt loc. Despre perioada imediat după terminarea facultății, este vorba în ceea ce m-a provocat să povestesc despre mine. Când Dumnezeu mi-a închis niște uși, m-a direcționat exact acolo unde trebuia să ajung. Și după ce am terminat facultatea, am fost la diverse interviuri pentru diverse joburi, pentru că mă gândeam eu, deși aveam așa o idee clară, știam care este vocația mea, zic, dar de ce să nu încerc și altceva? Poate sunt mai bună în domeniul respectiv. N-am fost, evident, că am ajuns unde trebuia să fiu. Dar Dumnezeu mi-a închis pe rând ușile cu interviu. Am fost la un interviu la o televiziune, am fost la aeroport, am fost ca translator, mi-am depus dosare. Și chiar dacă, să spunem că am trecut testul și chiar dacă am fost acceptat într-o parte sau în alta, am știut exact că Dumnezeu vrea să fac un anumit lucru în domeniul profesional, vorbind, și într-adevăr, ajungând acolo, am simțit cea mai mare împlinire. Pentru că Dumnezeu ne înzestrează pe fiecare cu anumite calități și știe El ce face. Și aici aș vrea să subliniez ideea că orice dar nu l-ai primit. Deci Dumnezeu ți-a dat, oricum a dat totul. Dumnezeu nu mai este dator să-ți dea ce ceri în starea ta, poate de capriciu, să zic că îmi trebuie neapărat un anumit dar, că vreau eu să fac o lucrare. Păi stai puțin, dacă Dumnezeu vrea să-ți încredințeze o lucrare, te-a și înzestrat, ți-a și dat toate calitățile ca să poți să-ți faci partea și să fii parte, dar nu pentru tine neapărat, ci ca partea trupului Hristos. Pentru că așa este orientat Dumnezeu să ofere. Dumnezeu a dat pe Fiul Său, El nu mai este obligat. Și nu putem să spunem că Dumnezeu ne ia ceva, ne-a luat sănătatea. Păi tu i-ai dat sănătatea ta și eu i-am dat sănătatea mea lui Dumnezeu în momentul predării, așa cum ne-a spus Simona. În momentul în care ne-am predat pe de-a întregul și afirmăm, exact, ție mă totalitate. Predau, ție și-ți predau fiecare domeniu din viața mea, păi, dar îți predau numai în termenii pe care îți spun eu. Păi, e foarte greu să trăiești acest lucru, este ușor să vorbim și să spunem, Doamne, îți dau sănătatea mea, fă ce vrei cu ea, Doamne, îți dau soțul meu, fă ce vrei cu el, oricum este darul tău pentru mine, familia mea este darul tău tot pentru mine, fă ce dorești tu, adune la această atură la care ne dorești tu. Ei, dar scrie în Scriptură că în lume veți avea necazuri, partea asta cu necazurile o acceptăm mai greu, dar există. Și așa, Dumnezeu lasă anumite necazuri și anumite refuzuri, anumite nu-uri în viața noastră ca să ori să ne dea ceva mai bun, un dar frumos al răbdării, să lucreze în noi ceva special, ori să ne direcționeze pe calea cea bună, așa cum a făcut-o cu mine. Și mulțumesc, pentru că dacă nu era El, cine știe?
le încercam pe toate, ajungeam mai târziu probabil în locul unde trebuia să fiu. Era o pierdere de vreme. Aș vrea să completez un pic cu experiența mea la ceea ce spunea Anita, că mă întrebai dacă m-am supărat, dacă m-am răzvrătit în momentul în care Dumnezeu mi-a spus nu, pentru că a apărut o recidivă. Și nu a apărut oricum. Exact. Și mi-am dat seama că sunt prea mică ca să-L chestionez pe Dumnezeu și că Dumnezeu mă avea pentru un scop acolo, în spitalul respectiv. Iar datoria mea este să fiu o lumină, ca ceilalți să-L vadă prin mine pe Dumnezeu. Și atunci, de multe ori, Dumnezeu spune nu pentru că El are un plan mai mare pe care noi nu-L putem vedea și poate nu o să-L cunoaștem în această lume, o să-L cunoaștem când vom ajunge în cer alături de El. Atunci ni se vor deschide ochii și vom înțelege mai multe lucruri. Apropo de acest plan mai mare, dacă ar fi ca eu să dau un răspuns la de ce ne refuză Dumnezeu, sunt cuvintele tale, Anita, ai spus la un moment dat, mi-am și notat, știe El ce face. Și mă bucur foarte mult că foarte devreme în călătoria mea, în viața de credință, m-am lovit de un verset care a rămas un reper foarte important pentru mine și mai ales în momentele alea în care Dumnezeu spunea nu și ceream cu ardoare sau Dumnezeu îmi dădea răspunsul la negativ pe care nu-l vreau nicicum. Mereu mi-am adus aminte de versetul ăsta din Eclesiastul, capitolul 3, versetul 14. Spune așa, am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Amin. Știe El ce face. Și de multe ori, știi, de multe ori cred că ne dăm... Poate că sunt foarte multe motive, poate că și vom vorbi un pic și despre teamă, poate că ni se face teamă la un moment dat, poate că devine foarte greu, poate că simțim că nu mai putem duce. Și cu toate astea, în lumina discuției care am avut-o până acum, cine suntem noi să știm, să spunem sau să considerăm prin comportamentul nostru că am ști mai bine, totuși un pic mai bine, ce ni se potrivește decât Dumnezeu însuși. Și cred că aici pierdem, nu știu, datoria echilibrul noastră, ăsta. Da, exact. Datoria noastră este să căutăm în continuare răspunsul, pentru că poate Dumnezeu spune nu acum, poate și mâine, poate și peste un an, poate Dumnezeu spune nu încă. Datoria noastră ca creștini, cei care avem o relație și dorim o relație, însetăm după o relație cu El și însetăm după sfatul Său, este să stăm să-I căutăm într-adevăr voia. În centrul voiei Lui se află fericirea noastră, asta o știm. Deci departe de Dumnezeu nu există împlinire și fericire. Cred că fiecare dintre noi a experimentat acest lucru. Dar în momentul în care ești cu Dumnezeu și cred că ne poate confirma Simona, și Dumnezeu este în tine chiar în cuptorul de foc și de boală, da? Cred că poți să dobândești acea siguranță că nu e singur și că ți este alături. Da, dar e nevoie de extrem de multă stăruință, extrem de multă credință și e nevoie de o cercetare adâncă a cuvântului Său, pentru că ți se întipărește în minte și ai momente când ajungi și nu mai poți. Fiecare are câte o luptă în viață. Unii au lupte financiare, alții au lupte emoționale, alții se luptă cu boala, cum am trecut eu și tindem să ne frustrăm pentru că suntem oameni și suntem mărunți și suntem plini de greșeli și ne frustrăm când Dumnezeu nu ne răspunde în momentul în care vrem noi sau nu ne răspunde așa cum vrem noi, dar lucrurile astea duc către un alt nivel, duc către o altă maturitate, duc stăruința asta duce către mai multă credință și implicit duce la o relație mai apropiată cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu este doar acolo sus în cer și nu este acolo doar când noi avem nevoie de El și atât. În restul timpului ne trăim viața cum dorim. Cred că aici e momentul de maximă introspecție a emisiunii noastre, pentru că e necesar să punem întrebarea asta și deja am început să construim un răspuns. Cum reacționăm noi când Dumnezeu ne refuză? Care e reacția inițială? Și e normal, cred că e firesc să avem o reacție poate
de supărare. De, ai dat exemplu cu copilul în supermarket. Normal că dacă nu iei ciocolata pe care o vrea și jucăria pe care o vrea, toate jucările pe care le vrea, se supără inițial. E firesc. Dar ce facem? Cum procedăm de la punctul ăsta încolo? Și ai zis tu, Simona, și asta îmi dă un pic de gândit, că e nevoie de foarte, foarte multă credință. Întrebarea mea, apropo, la provocarea asta, ce facem când Dumnezeu ne refuză, mă gândeam la exemplul cu ucenicii, când nu pot să vindece și se întreabă ei care e problema. Și Iisus le spune atunci, nu le dă exemplul ăla cu boaba de muștar. Și e foarte interesant că credința nu trebuie să fie proporțională, direct proporțională cu provocarea. Asta vedem că ne spune în contextul ăsta, că cu o boabă de muștar poți să munții din loc. Ei, dacă te uiți, există o disproporție acolo, adică nu e nu știu ce credință cât de mare, și cred că cheia, asta mi-a dat de gândit, aici vreau să ajung, este cât de mult de fapt ne bazăm pe credința pe care o avem. În suveranitatea și în autoritatea lui Dumnezeu în viața noastră, cât de mult îl lăsăm să fie suveran. Pentru că, așa cum aminteam, atunci când vine încercarea, noi căutăm soluții. Și poate prima dată nu o căutăm la Dumnezeu, ci căutăm răspunsuri la oameni ca să rezolvăm mai repede, că poate Dumnezeu ne pune puțin să așteptăm. Mai știe El de ce ne lasă puțin în așteptarea asta. Dar la întrebarea ta, eu cred că fiecare persoană răspunde diferit, pentru că suntem diferiți la acest răspuns negativ din partea lui Dumnezeu. Și acum avem și în Biblie numeroase exemple prin care oameni cu temperamente diferite răspund în feluri diferite. Îl vedem și pe Ilie, care cade într-o depresie și nu mai știe cum să iasă. Știe Dumnezeu să-l scoată pe Ilie de acolo. Da? Dar avem și alte exemple în care Dumnezeu le spune nu și știe să ridice exact după nevoile persoanei respective. Deci, cel mai important lucru, atunci când Dumnezeu îți refuză ceva, Dumnezeu are întotdeauna un răspuns pentru tine. Și acela e Hristos. Aici intervine credința. Aici intervine acele ancore care să te țină, da, ai o stabilitate în Hristos, care e singurul răspuns până la urmă la toate întrebările noastre. Cunoscându-L pe El, ajungem la o apropiere mai mare de El și la o siguranță pe care altfel nu am dobândit-o. Și cred că fiecare creștin știe despre ce vorbesc. Chiar cu fărâma aceea, poate jumătate de bob, de muștar. Dar Dumnezeu vede și neputința noastră este acolo să ne ajute. Vede că avem o mică ancoră, care e credința. Așa și spune în Evrei. Și aici întrebarea, ne bazăm sau nu ne bazăm pe ea? Foarte interesant, apropo, din șirul exemplelor pe care Scriptura le dă, mi-mi place cel cu Pavel, nu? Și cu țepușul. De câte ori cere lui Dumnezeu? De trei ori. De trei ori Dumnezeu îi spune nu. Dar vine cu o completare Dumnezeu. Și îi spune, harul meu ți este îndeajuns. Apropo de acea credință. Eu sunt întrebată adesea referitor la țepușul meu. Pentru că inevitabil când le spui oamenilor că ai avut cancer, următoarea întrebare, și dacă mai apare, ce vei face? Și mi-am dat seama că e ca o umbră care e permanent în spatele meu. Și depinde unde aleg eu să privesc. În spate, la umbră? Sau mă uit înainte, unde e lumina și unde este Dumnezeu? Și îți dai seama că un țepuș de genul ăsta poate oricând să apară în viața oricărui om. Dar e foarte important modul în care noi ne raportăm. Adică, Doamne, dacă Tu vrei și dacă crezi că asta lucrează ceva în mine și va lucra ceva în
alte persoane care mă întâlnesc și care mă cunosc și dacă crezi că este pentru slava ta, da, lasă țepușul acolo. Da, îți dictează circumstanțele măsura credinței sau îți spune scriptura ce fel de credință trebuie să ai în momentul sau în fața încercării, în fața refuzului. Vreau doar să traduc acest citat, este dintr-o carte de a unui fost profesor de-al meu, o carte foarte bună, se numește The Surprising Grace of Disappointment. Nu știu care e o traducere foarte potrivită, dar se referă și se vorbește despre harul ăla atunci când suntem dezamăgiți de Dumnezeu. Că firește vorbind, vom fi dezamăgiți, că nu vom primi sau ni se vor întâmpla niște lucruri. Și ce descoperim în mijlocul acestei dezamăgiri? Și apropo de grăuntele alea de credință, spunea aici la un moment dat că un grăunte, el cât de mic de credință, este suficient în rugăciunea noastră, nu pentru că credința noastră este mai puternică decât nevoia noastră, ci pentru că Dumnezeu este mai puternic decât credința noastră. Oh, da. Da. Deci nu mai, mai puternic decât nevoia noastră, ci El este cel mai puternic, dincolo de nevoia noastră, dincolo de credința noastră. Exact. Dumnezeu are un alt mod de a măsura lucrurile. Mm-hmm. Asta mi-am dat eu seama. Cu cât stăruiești mai mult în rugăciune și vrei să ai o credință mai mare, îți dai seama că Dumnezeu e atât de incomensurabil. Mm-hmm. Și îți dai seama că credința ta tot mică este. Da, și problema este, sau Dumnezeu vede lucrurile de sus. Mm-hmm. Nu le vede așa de limitat ca și noi. Și poate de multe ori noi credem că credința noastră este foarte mică, dar nu vedem optica lui Dumnezeu. Uh-huh. Uh-huh. Și e important să stăruim în rugăciune, să rămânem cu privirea îndreptată spre El, nu spre noi. Uh-huh. Mai cred că de multe ori poate că reacționăm nepotrivit atunci când Dumnezeu ne refuză, pentru că confundăm un pic în mintea noastră ce este fericirea adevărată și ce este bunăstarea adevărată. Pentru că nu atunci când ești în boală te gândești că cel mai fericit vei fi când vei fi vindecat, când vei fi sănătos sau când, nu știu, poate că e o perioadă mai grea din punct de vedere financiar, te gândești că dacă voi avea mai mulți bani, voi fi cu adevărat fericit. Nu cunoaștem lucrurile astea. Și sunt, pe de-o parte, zic, firești să le gândim astfel. Și în, foarte recent, într-un weekend petrecut cu tinerii bisericii noastre, am citit psalmul 1 și e foarte interesant să vezi cum fericirea, bunăstarea, binecuvântarea nu depinde de niciunul din lucrurile astea și ne spune așa: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci, ce aici vreau să accentez, își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Despre asta este vorba. De acolo ne extragem seva, binecuvântarea și fericirea, nu din ce ar putea să ne dea Dumnezeu sau cât de, în mod practic, cât de abundent ar, sau cum ar trebui să arate binecuvântarea. Adelina, eu cred că ar trebui să facem o precizare aici. Eu cel puțin am avut falsa impresie că binecuvântarea înseamnă doar lucruri materiale. Uh-huh. Adică dacă îi cer lui Dumnezeu să mă binecuvânte, El trebuie să-mi dea bani, clienți la business-ul pe care l-am. Și cred că și societatea are un rol în chestia asta. Adică ni se spune nouă ca femei cum trebuie să arătăm, cum trebuie să ne îmbrăcăm, cum trebuie să ne comportăm. Și nu ne naștem cum ne dictează societatea. Ne naștem cum vrea Dumnezeu. Și cred că ăla e primul moment în care Dumnezeu îți spune nu. Că eu mă gândesc la tinerele din ziua de astăzi, la adolescente. Cu cine se compară? Unde este oglinda? Aici? Să fie o femeie ca și Estera? Și apare, Dumnezeu le spune un nu. Și e foarte important ca în momente
ca și acestea, să ridicăm privirea înspre Dumnezeu din nou, pentru că El este valoarea, El este etalonul. Și e foarte important ca noi, ca și creștini, să nu ne asemănăm chipului veacului acesteia. Și cred că, da, am discutat de foarte multe ori. Pericolul comparației există de când lumea, dar acum că suntem atât de expuși la atât de multă informație și vedem, da, dacă în urmă cu mai mulți ani știai doar de prieteni apropiați că au fost în concediu și dacă te invitau la ei acasă să vezi pozele și îți arătau albumul, dacă eventual. Ei, acum vezi nu doar prietenii apropiați, îi vezi pe toți în ce concedii merg și cum își petrec și ce își cumpără, ce își achiziționează, ce au, ce nu au. Ești expus la foarte multe informații dintr-o dată și pericolul ca noi să tindem să cuantificăm parcă pacea și bucuria și fericirea și bunăstarea în lucruri și binecuvântarea în lucruri materiale, știi? Adică cum poți să trăiești o viață de pace atunci când Dumnezeu îți spune nu în contextul în care tu te chinui de la o zi la alta să faci bănuți? Da. Și unde greșim? Atitudinea, am găsit un verset în Proverbe 19:3 și mi-a plăcut foarte mult referitor la atitudinea omului care primește un refuz din partea lui Dumnezeu. Zice, nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Adică dă vina pe Dumnezeu sau dăm vina pe Dumnezeu. Nu, hai să vorbim despre noi, că și noi facem același lucru. Dăm vina pe Dumnezeu că nu ne-a răspuns la rugăciune atunci când am vrut noi. Sau că nu am primit lucrul respectiv când ne-am gândit noi că ar fi potrivit să îl primim. Cred că Dumnezeu dorește să dobândim o altă perspectivă. Cred că Dumnezeu vrea să ne frământe mai mult, să ne cercetăm înainte să-i cerem unele lucruri. Pentru că știm foarte bine că unele lucruri pe care le cerem, nu le cerem cu gând bun. Așa cum spuneam. Și poate că nici ne dăm seama că nu le cerem. Și motivația, cum spuneai tu, poate fi invidia. Doamne, dă-mi o casă cu 10 camere, pentru că da, și fratele sau sora și-a luat și avem același salariu și de ce n-aș putea și așa mai departe. Lucrurile acestea trebuie cântărite, fiecare în dreptul său. Să știe exact, cercetarea trebuie să aibă fiecare și este atât de necesară ca disciplină până la urmă să ne certăm ca să nu cumva cădem în această capcană, să nu cumva pierdem beneficiile spirituale în favoarea celor materiale, pe care, da, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu niște lucruri pe care le putem achiziționa, dar nu e totul. Nu știu dacă ni se spune, pentru că cred că de multe ori trăim, și aici vreau să ajungem la subiectul ăsta un pic mai sensibil al unei vieți trăite în frică. Pentru că de multe ori cred că trăim și cu frica că dacă Dumnezeu ne va spune nu, ca și cum, dacă Dumnezeu aproape ca zice, decide ca să ne facă rău sau să lase rău să se întâmple sau să lase încercarea sau să lase suferința și ne temem. Efectiv, atunci când venim și ne rugăm de multe ori, ne temem de un refuz. Și ni se spune, nu-i așa, că Dumnezeu niciodată nu ne va da pietre. Ne va da pâine. Și cu toate astea, pentru că în mintea noastră traducem într-un fel, cum am discutat, sau cuantificăm într-un fel ce-i bine, ce-i rău, venim de multe ori în rugăciune și purtăm povara asta a fricii că Dumnezeu ne va spune din nou nu. Ce facem atunci? Sau apropo de întrebarea care ție ți se pune de multe ori, Simona, nu te temi că într-o zi cancerul va reveni din nou? Eu cred că e nevoie, cum spunea Anita, de o schimbare a perspectivei, o schimbare a punctului din care vedem lucrurile, pentru că de multe ori suntem atât de egoiști și avem impresia că totul se învârte în jurul nostru și stăruim lui Dumnezeu pentru anumite lucruri și Dumnezeu nu ni le dă. Și noi vedem doar partea noastră. Merit, vreau, m-ar face fericit, m-ar bucura și cam atât. Dar Dumnezeu vede lucrurile în ansamblu. Și
Eu întotdeauna spun că Dumnezeu este atemporal. Pentru noi, lucrurile, pentru timpul oameni, curge liniar. Noi nu ne mai putem întoarce, dar Dumnezeu stă undeva acolo sus. El nu e atins de timp. Mm. El este același. În afara timpului. Este în afara timpului. Și atunci Dumnezeu știe ce se va întâmpla mâine. Știe că ceea ce cer eu astăzi, poate să-mi facă rău mâine. Nu neapărat rău fizic, ci rău sufletului meu mă poate îndepărta de Dumnezeu. Mă poate schimba, îmi poate întoarce fața. Exact. Departe de Dumnezeu. Și de aceea, poate că încercăm și un răspuns la întrebarea de ce Dumnezeu ia persoane dragi din viața noastră într-un anumit moment. Poate prea repede. Adică pentru oricine care a pierdut pe cineva drag, cred că vorbesc și simt și eu că l-a luat prea repede. De ce? Tocmai că probabil că Dumnezeu știe că era exact momentul potrivit. Pentru că dacă mai lăsa, numai el știe. Probabil că asta e și un răspuns așa, într-o resemnare, dar nu e numai resemnare. Eu cred că Dumnezeu este într-adevăr atotștiutor, cel care este în controlul fiecarei vieți predate lui și știe când să ia și știe când să dea. Dar întrebarea aș vrea să o întorc puțin. Ce se întâmplă când îi spunem noi nu lui Dumnezeu? Cum a făcut Iona? Că tot la frică ajungem. De ce i-a spus Dumnezeu nu lui Iona? Că i-a fost teamă. Sau că a fost comod. Sau că pur și simplu a crezut el că acolo unde vrea să meargă va găsi ceva mai bun și va putea să-și îndeplinească chemarea la un mai înalt standard. Sau, deci să fim atenți și atunci când Dumnezeu ne spune da și noi îl refuzăm. Pentru că sunt sigură și eu am făcut același lucru de multe ori. M-a ținut în spate ce? Poate comoditatea. Mi-e atât de bine momentul ăsta, Doamne, te rog, nu mă deranja. Că acum e bine și vreau să văd și eu puțin de... M-am aranjat puțin, m-am așezat. Ai parte de stabilitate. Da, zona de confort, exact. Starea aceea căldicică pe care Dumnezeu nu o îndrăgește, din potrivă o respinge și pe care nu o dorește să o vadă în viața nici unuia dintre copiii lui. Pe de altă parte, cred că de multe ori îi spunem nu lui Dumnezeu pentru că, da, uneori se întâmplă să-i spunem exact din teama asta. El ne spune da, noi spunem nu, că ne este teamă. Dar uneori cred că nici nu avem, e lipsa de credință, că până la urmă tot la asta ajungem. Mă gândesc că eu de multe ori am spus nu sau am fost încăpățânată pentru că pur și simplu nu înțelegeam. Adică, Doamne, de ce m-ai trimite pe mine să fac lucrul ăsta? Că eu sunt nimeni, eu nu pot, eu nu știu, eu nu... Nu și nu, știi? Exact. Și poate să revină și la asta. Nu trebuie să fie neapărat o teamă de ce se va întâmpla, ci teama de neputință, teama de cum mă voi descurca eu dacă tu îmi dai misiunea asta. Păi nu te descurci tu. Așa cum îi spune lui Pavel, harul meu ți este îndeajuns, chiar dacă era vorba un pic de alt context. Eu cred că am experimentat și fiecare dintre noi acea putere miraculoasă când tu ești mic și când zici, Doamne, atâta mi este limita, atât îmi sunt abilitățile. Tu mi-ai dat foarte mare, un câmp foarte mare de lucru. Eu ce fac? Păi nu fă tu, lasă-mă pe mine să fac. Pentru că așa cum spune în Evanghelie, dacă e să vorbiți, eu voi fi acolo. Cuvintele de la mine. Dacă vedeți un sărac, îmbrăcați-l, da, voi l-ați îmbrăcat. Pe mine m-ați îmbrăcat. Dacă vedeți un neajutorat, păi ajutați-l, pe mine m-ați ajutat, fă-ți părticica atâta cât ți-o dă, ți-o încredințează Dumnezeu, că știe el în momentul în care să îți dea un impuls să te ajute să faci mai mult decât ți-ai imaginat-o și nu asta e frumusețea vieții creștine. Îmi vine în minte acum un exemplu, pentru că nu vreau să portretizăm în discuția noastră de asta că
Dumnezeu spune și noi nu comunicăm deloc cu El, noi pur și simplu executăm ceea ce El ne zice. Corect, da. E normal și vedem psalmiștii, nu? Adică psalmii sunt rugăciunea astea super intense, foarte transparente. Eu cred că noi nu mai știm să ne rugăm așa. În care sufletul nostru să fie efectiv pe tavă și dacă Dumnezeu ne refuză să ne plângem acolo, să ne vărsăm sufletul sincer și să discutăm cu Dumnezeu în felul ăsta. Dar ce vreau să spun este că mi-a venit în minte exemplul lui Ieremia. Dumnezeu îi dă o misiune și ce spune dragul de el? Ah, Doamne, Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, că sunt ca un copil. Nu-i spune nu lui Dumnezeu, dar are această discuție, adică se frământă. Iarăși zic, nu e ca și cum pur și simplu executăm. Dumnezeu ne dă și noi executăm exact. Fără să gândim, fără să discutăm cu Dumnezeu. Și spune asta. Și apoi Dumnezeu revine și zice, nu zice, sunt un copil, că te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce îți voi porunci. Nu te teme de ei, că eu, Domnul, sunt cu tine, ca să te scap. Și apoi Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura, spune Ieremia. Și Domnul mi-a zis, iată, pun cuvintele mele în gura ta. El este cel care ne echipează, dar asta nu înseamnă că în rugăciune nu vom căuta să, nu vom avea parte de zbateri. Nu asta cred că înseamnă o viață de credință bună. Dumnezeu inițiază dialogul, da? Îți spune și tu vii să-i ceri ceva sau să-i spui ceva sau să-l auzi, dar Dumnezeu inițiază dialogul și momentul în care îl vezi pe Dumnezeu deschis la conversație, cu siguranță niciodată nu o să-ți spune, acum nu mai vorbi tu, așa, acum spune-mi tu, care sunt frământările? Și cred că, așa cum am menționat înainte, această cercetare intervine exact în momentul în care tu îi spui lui Dumnezeu și te plângi. Nu disprețuiește Dumnezeu o inimă zdrobită. Nu. Dimpotrivă, știe El să lege și știe El să restaureze și știe El să lucreze în acea inimă ceea ce este mai bun pentru tine. Și o să mai punctez încă un aspect cu care eu m-am confruntat. Când Dumnezeu spune nu, dacă stăruim, Dumnezeu poate să transforme nu-l în da. Și este în Biblie exemplul lui Ezechia. Dumnezeu i-a spus, rezolvă-ți ocotelile, că în noaptea aceasta te voi lua de mâine gata, nu mai, ți se va termina viața. Și Ezechia a stat și s-a rugat înaintea Domnului și Dumnezeu și-a schimbat răspunsuri, dar asta presupune o relație cu Dumnezeu. De multe ori noi ca și copii mi-amintesc că părinții mei îmi spuneau nu ai voie să faci X, nu ai voie să faci Y. Și erau foarte multe lucruri care mi erau interzise. Nu le înțelegeam atunci. Mă frustram, mă supăram, mă enervam, mă bosumflam, mă închideam în cameră, mă băgam cu capul sub pernă. Nu înțelegeam de ce, dar acum, privind în urmă, înțeleg. Și cred că e foarte important să avem o relație cu Dumnezeu, o relație în care vorbești cu tatăl tău, vorbești cu părinții tăi, spui ceea ce te doare și Dumnezeu răspunde. Într-un fel sau altul răspunde și când nu răspunde, tot noi suntem cei care suntem datori să stăruim. Și Dumnezeu nu e ca și cum se va supăra pe noi dacă insistăm. Exact. Nu e ca și cum se va oftica pe noi dacă ne punem niște întrebări și zicem, Doamne, dar nu pricepem. Asta e sinceritatea. Și tot Dumnezeu îți va da convingerea când trebuie să te oprești, să nu-i mai ceri acel lucru, dar trebuie să fii sensibil la șoapta Duhului Sfânt până la urmă și asta presupune iarăși o relație foarte strânsă cu El, la care trebuie să lucrezi și tot El îți va spune continuă, mai cere. Așa ca în pilda cu femeia care s-a tot dus, a tot bătut, a tot stăruit până când a primit răspuns. Ca și Ana. Ca și Ana. Cred că de multe ori trăim o viață cu frică, cu teamă și ne referim la ceea care ne paralizează, așa, nu-i teama aia, frica de Dumnezeu, ci e o teamă care ne paralizează și ne ține în loc, pentru că de multe ori facem greșeala asta între atunci când ne rugăm, căutăm răspunsuri favorabile, dar nu căutăm neapărat exact relația asta despre care voi ați vorbit, nu căutăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Ce facem cu... Unor Dumnezeu ne spune clar nu.
Dar ce facem cu momentele în care Dumnezeu nu ne spune nimic? Că asta este o altă latură și asta cred că este mult mai grea dintre anumite puncte de vedere, pentru că când știi un răspuns clar, măcar știi ceva clar. Dar când nu știi nimic și ești ținut în așteptare, atunci ce facem? Mi-e foarte greu să-ți răspund la întrebarea asta, pentru că eu sunt o persoană care stăruie foarte mult și cred că asta ține de la persoană la persoană și contează foarte mult să încercăm să vedem lucrurile obiectiv, să nu le mai vedem doar din punctul nostru de vedere și atât. Mie când Dumnezeu îmi spune nu, eu nu mă las. Eu insist în continuare până când primesc un răspuns de la Dumnezeu. Și sunt așa pentru că așa am fost creată de El. Nu aș ști ce să răspund unei alte persoane care nu este construită la fel ca mine decât să continue să stăruiască. Pentru că asta a funcționat la mine și pot să vorbesc doar din ceea ce am trăit eu. Tu ești o persoană foarte răbdătoare. Pentru că în spectrul opus cred că sunt persoane ca și mine care n-au răbdare, care vor claritate cât de repede se poate. Și de multe ori e foarte greu când temperamentul tău e de felul ăsta să stai să aștepți și iar zic să nu cauți răspunsuri favorabile, ci să cauți relația cu Dumnezeu. Și este un exemplu de care am abuzat în ultima perioadă, dar îl voi spune și acum, pentru că m-a fascinat foarte tare atitudinea lui Habacuc. Își varsă, apropo, în primul capitol, își varsă sufletul și îl pune pe tavă. Și după ce termină, zice așa: m-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spune Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. Nu la cererea mea, la plângerea mea. Și observăm niște lucruri aici. Observăm pe de-o parte că el este convins că Dumnezeu, la momentul potrivit, îi va da un răspuns. Da. Deci este convins că Dumnezeu nu rămâne dator cu un răspuns și el va veni. Dar ce face Habacuc în toată perioada asta? Zice că se duce pe un turn de strajă. Ce înseamnă asta? Că nu se plasează într-o postură din care poate veghea în toate direcțiile, din care poate cunoaște tot ce e în jurul lui, din care poate fi atent. Cu alte cuvinte, în toată perioada asta în care noi stăm și așteptăm, cum ar fi dacă am căutat să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai bine? Și avem unghiul potrivit dacă ne plasăm acolo unde trebuie, pe turnul ăla de veghe, vom avea capacitatea să vedem cum Dumnezeu lucrează în ansamblu, nu doar particular în acea una bucată cerere sau rugăciune. Și ce mult am putea câștiga, nu, dacă am căutat relația aia și am căutat să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai mult decât răspunsul favorabil. Pierdem foarte mult noi ca generație instant atunci când nu-L căutăm personal și nu căutăm persoana pe Hristos, ci căutăm răspunsul și căutăm uneori rezolvarea la problema noastră. Pentru că da, instant, avem nevoie instant, de toate avem nevoie imediat, însă Dumnezeu zice nu ai nevoie că nu știi să-L distribui mai departe sau nu știi să-L folosești exact acum, nu ești încă la statura respectivă să poți să-ți oferă acest da și tu să-L folosești la maxim de potențial. Timpul nu ne ajută foarte tare. Care sunt câteva gânduri de final cu care vreți să încheiem conversația asta din viața voastră, din experiența voastră? Cu ce să rămânem atunci când Dumnezeu spune nu? Când Dumnezeu spune nu, trebuie să înțelegem că este un tată iubitor și că nu toate lucrurile pe care noi le cerem ne-ar face bine. Și când Dumnezeu nu răspunde, e important să continuăm, să stăruim și să cerem înțelepciune de la El, să vedem acea privire de ansamblu pe care El o are asupra vieții noastre. Și aș îndrăzni să fac o super scurtă intervenție, Simona, sper că nu te superi pe mine, dar cred că o poveste ca așa ta e greu de digerat și cred că sunt multe persoane care probabil trec pe acolo
și cărora le este foarte greu să audă un nu din partea lui Dumnezeu. Tu ai un site unde ai așternut câteva din trăirile tale, din povestea ta. Unde te găsim? Pentru că s-ar putea să fie o resursă de mare folos pentru cine trece pe acolo pe unde ai trecut tu. Pot să fiu găsită pe simonapop.ro. Acolo mi-am trecut o parte din zbuciumul meu și din luptele pe care eu le-am avut cu Dumnezeu și o parte din lecțiile pe care le-am învățat. Și m-aș bucura să ajute pe cineva, pentru că eu l-am, în mijlocul cancerului, eu l-am descoperit pe Dumnezeu. Pentru mine cancerul a fost ca un dar și asta ține tot de o schimbare a perspectivei pe care mi-a oferit-o Dumnezeu. Adică puteam să rămân și să mă lupt în continuare și să mă cert cu Dumnezeu, că de ce mi-ai dat o așa pedeapsă, dar am ales să văd lucrurile din punctul lui de vedere și să îmi dau seama că Dumnezeu are un plan mai mare pentru mine și nu e totul despre mine. Exact. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost parte din această conversație și mulțumesc pentru deschiderea voastră, vulnerabilitatea voastră. Cred că au cântărit mult în conversația asta și cred că nu doar pe mine m-ați binecuvântat, ci cred că am binecuvântat pe foarte multă lume cu discuția asta. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi, dragă Adalina! Vă mulțumesc și vouă că ca de fiecare dată ați stat aici cu noi și sper că a fost o conversație care poate v-a provocat la introspecție, să vedeți cum reacționați voi atunci când Dumnezeu spune nu și ce înseamnă un refuz din partea lui Dumnezeu și ce lucrează asta în noi. Până ne vedem data viitoare, vă doresc numai bine!